Flexible and Stretchable Electronics. Inginerul și ginecologul s-au întâlnit la o tură de speologie ca să fie totul și mai frumos. Să fie colaborare. Fenomenul social al Barosanelii. Mie mi-a expirat contractul de muncă. Acțiune! În promovarea acestei emisiuni, l-am invitat astăzi pe omul care a creat Chef Sosin și chiar este un șef amator, cred, dar ne va zice el mai multe, să ne povestească care e povestea sa. Scuze că te-am lăsat să aștepți atât de mult. Salut, bine salut, ai venit, săracul, tu te-ai protejat bine. Sănătate. Sunt ok. Sănătate multă. Bine ai venit la localnicii. Bine v-am găsit. Să-i dăm drumul. Haide cu noi la Chef's Table. O să dăm drumul la întrebări cu o primă întrebare la care am meditat foarte mult. Dacă ar fi să alegi un actor care să joace în filmul vieții tale rolul principal, care ar fi ăla? Băi, aici cred că sunt influențat și de ce văd acum, la ce mă uit. La The Spy, așa că o să zic Sacha Baron Cohen. Care are talentul de a face cele mai proaste glume și să le facă serios și cu ceva deepness. Și este european băiatul, nu? Din câte știu. Kind of. Aproximativ. Da. Sau cel puțin așa s-a poziționat. Eu o să zic acum niște ani și o să te rog să-mi spui primul lucru care îți vine în minte, amintiri personale, dacă se poate, legate de acești ani. 1979. Anul 0 după calendarul nou? Exact așa. 1996. 96. Bila neagră, colțul dreapta, jos, două mante. Ok. 2006. 2006 mă mutasem din cămin în necămin, în Olanda, și este un falafel făcut cu fasole fava, un verde super intens. Ăla a fost momentul în care eu am descoperit și am înțeles falafel. Despre ce-i vorba? În Olanda, la parterul blocului în care locuiam, într-un magazin care pe weekend se transforma în restaurant cu tarabă la drum. Excelent! Olanda, doamnele da. 2010. Oare mai scap? Oare mai termin? Și iată-ne aici. Da. 2019. Hai că a luat. Ok. Tu ai fost... Ai locuit la bloc sau la casă? Unde te simți că ai crescut? Crescut între. Am crescut și la bloc în militari. Născut, crescut, militari. Experiența autentică. De cartier. Dar o parte din vacanțele am făcut la bunici. E casa în care locuiesc acum, într-o zonă foarte frumoasă din București, Buric. Foarte drăguț. Și pe vremea aia era o liniște, da, dreptul tulburătoare. Cum nu mai există astăzi. O chestie pe care am observat-o eu, cel puțin, și eu am crescut ca și tine în București, mi se pare că în București liceul te definește mult mai mult decât facultatea pe care o faci. Tu cum ai simțit-o? Eu sunt din aia care a fost foarte influențat, format de cunoștințele din liceu. Oamenii pe care i-am cunoscut în liceu, mare parte au rămas acolo și sunt niște conexiuni făcute probabil și bine și când trebuie, că fie că au trecut 10 ani, fie că au trecut 2 ore, e fix același lucru, ne lipim perfect. Facultatea, da, este mult sub liceu la nivelul ăsta. Și ca nume este mult, citind despre tine am găsit o chestie, deci tu ai făcut un doctorat în, și nu pot decât să citesc, Flexible and Stretchable Electronics at Technische University din Delft. Aha. Adică ce, cred că e, cu ce te ajută în viață? Să-mi aduc eu acum aminte. Mă ajută și pe mine, te ajută și pe tine. Adică treaba era să facem un sistem electronic care poate fi implantat în corpul uman și un vaccin. Nu, că n-are fără antenă. Știi tu, da, modernă. Nu, care să nu fie privit ca un corp străin. El să poată să preia din mișcările corpului pentru că se mișcă. Sunt organe care se dilată, se contractă și atunci orice este bloc, solid, poate fi privit ca un corp străin și rezultatele sunt influențate de chestia asta. Dar a fost foarte mișto ca evoluție, pentru că mi-a permis să lucrez în laborator, mi-a confirmat că îmi place mediul ăsta de testat, de experimentat, de făcut rețete noi
și a venit în paralel cu o dezvoltare culinară tot de la băieții ăia, de la parterul blocului, cartier mixt, toate etniile din lume, melting pot, foarte frumos. A fost un kickstart pentru ce faci tu acum. A fost un kick, în primul rând, pentru curiozitate, pentru că... Dar povesteai că pe tine te-a prins criza asta din 2008-2009, acolo. Da, acolo m-a prins. În mai 2009, mie mi-a expirat contractul de muncă. Și pentru asta merită să vină, adică. Am reușit să extind cu 6 luni contractul, să am mai găsit un pic de finanțare. Bine ai venit. Hai să înecăm necaz. Scuze. Hai să uităm de anii exact. Și să... Aia e unul mai bun din mine. Poate anul acestui vin. 2018, 2019. Avem de la una dintre cele mai mici crame din România, Crama Agape. Vise se numește vinul, un Sauvignon Blanc, făcut în stilul luminoi. Oh. Noua Zeelandă, Australia, se duce puțin în acea zonă de vin. Deci este din Noua Zeelandă? Nu, este din România. Mai bolbăzat și nici n-am băut din el încă. Ideea e că a reușit să facă acest vin fără drojdii selecționate. Doar cu drojdiile naturale sălbatice din vie. Și secretele vinificatorului aici, 5 zile împreună cu pielițele, după metoda vinului roșu. Și iată că mai are un ingredient, a se consuma cu prieteni și oameni dragi. Exact. Deci dacă nu-ți place de cei cu care bei, înseamnă că ai greșit. Ai greșit locul. Exact. Nu vinul. Un vin foarte bun. O ediție limitată de 2000 de sticle. Sticla numărul 776. Frumos. Sper că vă place. Marius, da, ne-ai ajutat să uităm de trecutul dureros către viitorul glorios, nu? Aș vrea să explorăm o chestie pe care mi-ai zis-o tu la când am vorbit despre interviul ăsta. Fenomenul social al Barosanelii. Te rog, explică-te. O, Doamne, da. Barosanela este o antimișcare, este locul nostru de relaxat și de conectat total. De toate grijile, de toate stresurile din exteriorul curții, unde se desfășoară. Ea se desfășoară în exterior și într-o curte. La o distanță respectabilă. Da, sunt vreo trei locații și a pornit foarte frumos prin 2012, când eu eram proaspăt întors în țară și împreună cu unul din cei doi asociați, nu-l cunoscusem încă pe al treilea atunci, am început să ne adunăm întâi noi doi, după aia cu niște prieteni în jurul unui grătar și să bem un pahar de vin, să mâncăm un mic. Și micul s-a făcut mic, fancy, gourmet, adus tocmai din Mangalia, după care au apărut pulpele de gâscă, pieptul de rață, mangalița și sous vide, limbă și organe și nebunii. Dar ce se întâmplă când, și asta zici că e banc, când un inginer întâlnește un ginecolog? Așteaptă să vină și ultima treime din banc, preotul probabil. Băi, se întâmplă chestii mișto. Ne-am întâlnit, inginerul și ginecologul s-au întâlnit la o tură de teologie ca să fie totul și mai frumos. Și s-au împrietenit. Au gătit, s-au împrietenit și mulți ani mai târziu s-au și asociat. Ca să iasă, iată, sos. Să iasă. Să fie sos. Dar voi ați început oficial sau ați dat drumul la treabă la sfârșitul 2019. Care ar fi, nu știu, trei lecții, să zic așa, pe care le-ați învățat voi din acest început subit? Da, una din ele am realizat-o în timpul lucrărilor de amenajare a spațiului, pe lângă relativitatea halucinantă a termenelor de execuție, este și... E bine să nu ai foarte mari așteptări de la ce ai cerut și ce ți s-a dat. Asta a fost legată strict de spațiu. De meșterul din Gorgonzola. Da, 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 da. De meșter și zâmbetul său. Și da, pe lângă asta am mai înțeles că sunt așa cumva niște momente bune pentru a începe anumite lucruri. Totul ține de o mică... Zic, o coincidență, că ai întârziat, că ai ajuns mai devreme, că ai găsit locul ăla, că ai oprit, că ai văzut pisica neagră, whatever. Ce faci? Nu știu ce aruncare de zaruri e chestia asta.
Și încă unul, băi, câteodată ignoră și du-te. Bun asta. Dar voi, de exemplu, de ce ați ales, sau tu, de ce ai ales să faci asta împreună? Adică puteai să faci singur, nu știai rețeta, aveai skill-ul, aveai diploma de bucătar, iată această mare realizare. De ce împreună cu cineva? Eu cred că sunt foarte puține domenii în care chiar poți să performezi singur, pentru că asta înseamnă să ai un set de abilități foarte, foarte extins. Mă, în domeniul nostru ar fi fost foarte, foarte greu. Da, ok, am rețeta, am know-how, știu să le fac, știu să fac și altele, dar nu este suficient. Trecem peste susținerea financiară, aia las-o, că să zicem că o puteam face, e cel mai simplu lucru de... Hai că n-o să rincă aici, următoarea întrebare. Cum strângi banii să te apuci de așa ceva? Uite, de câți asociați avem nevoie pentru a ajunge? Dacă mai aveți nevoie de momentul... Așa, număr de asociați versus număr de rinichi... Donabili. Liberi, da, de sarcină. Care a fost cel mai simpatic feedback pe care l-ați primit voi după ce ați început să vindeți? E dat și în scris. Poate e cel mai simpatic, poate în primele trei. Acum ceva vreme, când încă nu activam oficial, am primit pe o rețea socială, habar n-am care din ele, un mesaj de la un client care cumpărase un borcan de muștar cu hrean, de Kinky Dog, și mi-a spus că s-a făcut praf de stele cu muștarul, pâine prăjită și nu mai știu exact ce garnitură, jumări sau ceva de gen, oricum o chestie de asta. Când am auzit că s-a făcut praf de stele, e bine. E bine, da, am luat-o pe drumul cel bun. Un muștar poți să fac chestia asta. Ai un viitor. Pe atunci hai să dăm și noi niște feedback. Te invităm la noi în bucătărie să gătim ceva. Să te întoarcem. De unde am început toată această poveste? O să mă întorc să iau și muștarul. Ne apropiem cu pași rapizi de debutul unei noi colecții sau unui nou produs de la voi. Poți să ne faci un mic teasing de ce urmează să lansați acum la începutul 2021? Bună, băieții! Salut! Salut! Teasing-ul e simplu și complicat în același timp. Varianta super simplă este pesto de busuioc, dar folosind cât mai multe ingrediente locale, pentru că asta este cumva o problemă de care nu o să pot să scap niciodată. Foarte bine, nu, te încurajăm să nu scapi de aceasta. Până nu crește cardamonul în Bărăgan, nu, n-am șanse. Și în același timp se lucrează la o dezvoltare pe orizontală, adică avem sosurile și ne imaginăm un platouaș și pe platouașul ăla ce mai punem pe lângă sosurile? Trebuie să avem și niște brânzeturi, trebuie să avem un pahar de vin. Puteți să vă ajutăm aici dacă aveți nevoie. Da, am eu niște idei. Și pe lângă vin, brânzeturi, poate și niște mezeluri cruduscate. Am povestit că unul din visurile tale este să-ți deschizi propriul restaurant. Da. Cum ar arăta acest restaurant? Se coagulează, se definește în continuu. Termenul e până la 45 de ani. Deci sunt acum în planul cincinal. Okay, da. E cincinalul? Ăla ultimul hairup. Ultimul sprint. Și băi, e un loc micuț unde lumea vine în principiu pentru experiență, nu vine să mănânce, dar o să mănânce și o să mănânce foarte bine. Un meniu schimbător în funcție de sezonalitate și cu foarte, foarte puține chestii pe meniu. O să-ți dăm înregistrarea, să o folosești la pitch. Înainte să te băgăm în bucătărie, uite-te în cameră și să ne rugăm cuvântul care va defini 2020. Eu sper să fie colaborare. Acum eu colaborez. Noi colaborăm. Întrebarea e ce fac ei. O să fie bine. Cine se prinde de treabă... Hai să le dăm un exemplu de cum o să colaborăm aici. 3, 2, 1... Și m-am lăsat puțin inspirat, sincer, de muștarul tău. Am trișat puțin înainte. Foarte bine. L-am degustat înainte. La mine la birou aici pare că este ceva. Da, pe tine te rog să dai prin pesmet. Ok. Mă stai grijă că sunt foarte fragile. Bine. O să prăjim niște bile de mus de pui și în interior... Încearcă, te rog să-mi strici. Dacă aș fi făcut e ca la groapa de nisip, testează să vorbești. Vorbeam cu șefii tăi și rezolvăm. Deci, sunt niște bile de mus de pui și nu într-o un lichid de
pateu, să zicem așa. Da. O să rog pe tine să le iei, să le pui în ulei. Mă scuzați că vă întreb, dar cum facem asta să nu implice mâinile mele, cum ar veni? Mâinile mele? Să sperăm la roboți pe viitor. Ca șef, nu? Da. Bine, bine. Pare că am reușit. Uite, am găsit soluția, fii Cătălin, hop! Oh. Da, ingenios. Da, da, da. Vorbim ne. Una, ai făcut-o mai bine. Da. Pare că voi vă înțelegeți din ce în ce mai bine. Îmi fricoșesc. Asta, asta poți să iei. Da, mulțumesc, iau, rămână să șeful, da. Mă duc să o mănânc aici. Lăsăm să prindă culoare cam 2 minute, după care le scufundăm în moștarul tău și asta e. Nu știu de ce, pentru mulți producători locali înseamnă ceva old school și prăfuit. Cred că șef Sosin demonstrează încă o dată că localnicii pot să fie extraordinar de cool.